під космопостачі. Cetățene Rotaru Florin, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Marin Elena? Da. Cetățeana Marin Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Rotaru Florin? Da. În urma consimțământului dumneavoastră, liber și de plin exprimat, vă declar căsătorie. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac rostită următoarele dispoziții din codul civil. Familia se temeiază pe căsătoria liber consimțită între toți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și datorile părinților, de a asigura creșterea și educarea copiilor. Familia economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea
Da, și pește mâniculino. Am repetat. E foarte acidulat. Foarte. Nu știu de ce nu mai avem. Da, dar avem un corbagaj. Împăstez mințile limpe de ce am făcut. Amen.
rânduiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu Tău. Domnului să ne rugăm, Doamne.
care din rădăcea lui Iesei, din trup, ai crescut pe pururea Fecioara, din plânsa te-ai întrupat, care pentru negrâdă la mod de mărtate. Ai venit în Cana Galilei, iar nuta care acolo ai binecuvântat-o ca să arăți că din voia ta se face însățirea cea după lege și noastră de prin plânsa. Însă se pune ca să te primești rugăciunea noastră a Domnului Tăi și plecum, acolo ce ești de față, cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robul tău Florin și roabei tale, Elena, viață, pace, pe lungime de zile, înțelepciunea și dragostea unuia către altul. Și acum se pune, Doamne, Dumnezeu nostru, primite calul tău cel ceresc peste robii tăi și de roabei tale acestea, să se plece toate bărbatului său, iar rugătul acesta să fie ca femeii ca să înțelepciunească după voia ta. Binecuvintează pe Dumnezeu și Doamne Dumnezeu nostru, de pe cum Tatăl Avram și pe Sara. Și doar Dumnezeu nostru te binecuvântat pe Iosif și pe Asileta. Binecuvântat pe Dumnezeu pe Moise de Sefora, pe Iachim și pe Ana și pe Zacarie și pe Elisabet. Pe lor roabele Pământul pe totul vestularea până să spărească spre Domnul Bun. Binecuvântuție să vadă că fiii fiilor crește plătiți în tine de răzbiniți. Împrejurul meu se rog binecuvântat în aia ta care se dă slavă până 55 de cilat. Tatăle și Vierul și Sfântul Dumnezeu acum și până și vecii vecilor. Amin. Al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.
vecilor.
când au băut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Amen.
să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, să îi faci să fie și nedespărțită, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea o viață îndelungată, naște de prunci, cu un spor înviat și cădită, să vă umple pe mine toate bunătățile cele pământești, să vă gândicească de sfântarea bunătăților celor păgăduite pentru Sfântarea Sfântului Scătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfântului. Și lăsați rugurile la fetele. De aceea spune rugăciunea că ceea ce Dumnezeu unește omul să nu se spartă.
Ați intrat în această biserică doi oameni diferiți și ieșiți unul singur pentru totdeauna. Ne-am omorât în jurul acestei mese de trei ori, dar în sensul invers al acestui ceasor, tocmai pentru a dacă legea voastră este una care merge dincolo de timp. Este o legătură ce nu se supune timpul, ci doar veșnicie. Aveți de dreapta și de stânga care ard și care simbolizează prin placa lor dragostea voastră, care trebuie să ardă una pentru cealaltă. Aveți grijă să purtați aceste plăcări aprinse, să nu se stingă niciodată și veți rămâne împreună până la sfârșit. Aveți de dreapta și de stânga pe nași, care vă sunt început de astfel din spiritual și care vă sunt exemple de trăire în credincie, îndrumător pe drumul acesta, care este un drum frumos, lung, uneori anevoios, uneori foarte ușor de urcat sau de coborât. Important este să duceți împreună și v-aș fi spus că un lucru vă mai lipsește, și anume nașterea de prunci, dar voi deja sunteți pe drumul acesta, pentru că odată ce pruncul va apărea în viața voastră, veți vedea că dragostea voastră va fi una care se va jerti. Acum este una egoistă. Florin iubește pe Elena, pentru că și Elena iubește pe Florin. Mai apoi, prin prunci, dragostea se filtrează, iar nașii știu acest lucru și vă spune și ei. Și atunci vă veți jerti unul pentru celălalt și pentru acest copil și pentru cei ce vor urma. Să fiți sănătoși, Dumnezeu, să binecuvinteze, să țineți minte că cineva de Dumnezeu de Tată și Biserica de Mamă nu este singur niciodată. Iar voi sunteți bogați, vă dați părăția prieteni care vă sunt aproape în acest moment atât de frumos. Să fiți sănătoși, Dumnezeu, să binecuvinteze, Dumnezeu, să vă fericită. Să vedeți și vreau să vă felicitați, dar mai zgomotos, așa. Cei doi tineri, câteva cuvinte. Eu? Zinașle, ești mai tânăr. Sau veni fiind frumoși ca noi, isteți ca ei, bogați ca alții. Doamne, ajută să aibă casă, iată fericire, împlinire, satisfații și un drum lung. Ce a zis așa-i fala pășită? În toată așa să te mulțumim, vă ajută și vouă la fel. Da, să fie într-un ceasul. Acum se pot pupa și miri. A, și așa. Mai rușit. Soră mare, le dorești multă sănătate, lasă din viață, numai și nașii. Așa, și nașii. E bine, așteptam momentul ăsta. Și sorii, și sorii, să-și pupi și sorii. Ce-și dorești? Soacra mare, dorește la tinerii căsătoriți multă sănătate, casă de piatră, naștere ușoară la noră, să fii fericiți împreună toată viața. Doamne. Și copii frumoși la domnul Generică, nu? Copii frumoși, ca părinții. Să fie într-un ceas, mă. Să fie
a fost și noi. Să le sănătate și tot ce își doresc în viața asta. Viață lungă și copii frumoși și sănătoși. De poate. Vă rog frumos, nu? Stați așa să o sunați aici, vă rog să mi de frumos. Cea mai mare generație de la noi, domnule. Hai, băgați-vă și tu, băgați-vă și tu. E de bine. Vă de cei cu la tine, să nu la mămâiți unui întreb. Să mă comandați. Da. Să ne mai chemați. Dacă nu fie, n-ai să te mai fac bunele. Și-o cu masca, și-o cu masca. Cu masca, mama. Pe motor, pe motor cum ești cu masca, așa ți-a plan. Să le aducă tot binele din noi. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să așa s-o acrămare, trage mai tare de mireasă ca să, să, fie, să știe de cine e șeful. Mulțumim! Ia o stângă așa ca să te trimis de unul așa. Casă de piatră! Mulțumim, în plecare, hai să mergem, plecare. La botez nașul. Am zis și eu, domnul, să știu toate astea. Ah, e bine și așa, lasă, nu-ți bate care. Hai să stăm aici. Stați aici la soare, bronzați, vă faceți poze aici la soare, vă trebuie de vie chelia, se bronzează. Hai, Nadina, hai!